ziua anunții este ziua cea mai încărcată emoțional pentru Mire și Mireasă, unde ei sunt actorii de bază și tot ei realizează rolurile principale. Însă rochia va fi pusă deoparte, tortul tăiat, florile se vor ofili, urmele petrecii se vor șterge, iar micile neliniști și supărări îi vor învăța dăruirea și încrederea din care își vor construi o viață. Suntem foarte atenți că a venit numai ce a venit o surpriză. Bună seama! Eu mă numesc Victor, sunt la compania surpriză de la cei dragi. Cristina și Vasile, am venit la fac seara mai plăcută, mai special și mai dulce. Dar cine vine să fie pentru dumneavoastră această seară, care cu sufletul și cu vrea să fie în această seară lângă dumneavoastră, dar nu pot să fie. Bine, sunt doamna Mireasă, tânără și frumoasă, în altă seară, la mie, cum vreau să vă doare pe o campanie și o tortă, bine-să, și am inițiat o felicitare pentru dumneavoastră. Dragii noștri Vasile și Cristina, în această zi frumoasă am fi vrut să fim acasă, să văd cât de frumoasă ești în rochie de mireasă. Mirele e frumos și el, îți stă bine lângă el. Să fiți împreună mereu și la bine și la greu. Gata să vă fie cât mai frumoasă, iubire și căldură în casă. Noi de acasă am plecat, dar de voi nu am uitat. De ziua voastră specială, sunteți pereche ideală. Multe lucruri poți cumpăra, dar nu și prietenia. Să vă dă Dumnezeu sănătate, că nu oricine are de așa prieteni în parte. Vă doresc să vedeți de toate, să trăiți nedespărțiți, să aveți multă sănătate într-un an și într-un mulți ani fericiți. Și în această mică orare vine de la noi de departare. De la Victor, Similiga și Bianca. Cea mai sinceră orare pe care o fac astăzi este cea de lungul anului, dragostea voastră unul în față de celălalt, să fie să se aduncească și să crească astfel încât, atunci când veți privi înapoi către această zi, ziua cum se poate, să o considerați drept ziua în care voi da cel mai puțin. De astăzi, se aștepte drumul către noi bucurii și noi începuturi. Să fiți un exemplu timp de urmat pentru multe generații. Să trăiți iubire veșnică și să vă prindă bătrânețele împreună. Întotdeauna trăiți clipa prețuindu-vă unul pe altul și prețuiți fiecare moment în care sunteți împreună, la mulți ani și casă de piatră. Și pentru un început, au un mic cadou, 200 de euro, un mic cadou. Ce le puteți spune prin intermediul nostru? Prietenul vostru, care cu sufletul și cu bunul este lângă voi. Nu pare rău tare că nu sunt alături de voi, să treacă așa seara frumoasă și îi așteptăm acasă. Vă mulțumesc! Vreau să la mulți ani! Mulțumim celor din departare și avem cu acest mesaj frumos, cu acest acord. Vă mulțumim!
și aplauze! Bravo! If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Together could never be close enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you, and you're beautiful. Now that the wait is over and love has finally showed her my way, marry me. Today and every day, a face o surpriză nu e chiar atât de ușor. Pare simplu, însă pregătirea înseamnă a găsi un cadou potrivit, a alege momentul potrivit, a alege cel mai frumos buchet de flori și a selecta cele mai emoționale cuvinte. Toate aceste nuanțe trebuie bine gândite, iar uneori nici nu ne dăm seama cum toate astea se transformă într-o problemă. De aceea, surprize de la cei dragi vine întotdeauna cu soluții în acest sens. Noi înțelegem și încercăm să intuim sentimentele dumneavoastră.